Puloverul, cana și nu în ultimul rând cafeluța din dotare anunță ceea ce cred că voi deja v-ați dat seama și anume începutul sezonului festiv pe acest canal. De acum încolo, dragilor, voi încerca să fac vloguri cât mai crăciunistice, care să ne aducă fericire, pace, bucurie și inspirație în suflete și sper din suflet ca nimeni să nu se simtă jignit. Dar pentru aceia dintre voi care sunteți pregătiți pentru un clip crăciunistic, astăzi o să petrecem împreună o zi minunată. Planul pentru dimineața aceasta este să facem un inventar al decorațiunilor de Crăciun. Mi-a adus Andrei ieri din pod toate decorațiunile de Crăciun, adică zic toate, în afară de braț și așa mai departe, dar decorațiuni micuțe de Crăciun la care vreau să mă uit și să vedem exact ce vrem să ținem, ce nu vrem să ținem. De asemenea, după masă vreau să vă iau cu mine în două magazine diferite. O să mergem în B&M și o să mergem și în The Range, care este un fel de Jumbo, un magazin în care găsești decorațiuni pentru casă, diferite articole pentru casă, pentru bucătărie, pentru baie și așa mai departe. Ceva gen Jumbo, să zic așa, din care aș vrea să-mi cumpăr câteva globuri, pentru că mă gândesc să schimb un pic tema bradului de anul trecut și să mai introduc o culoare, așa că o să mergem împreună la The Range, sper din suflet să și găsești ce am nevoie. Apoi, pe finalul videoclipului, vreau să împărtășesc cu tine o rețetă super, super festivă, care cred eu că va fi minunată pe masa ta de Crăciun. Dar înainte să mergem mai departe cu videoclipul, aș vrea să fac un anunț de care sunt super, super încântată. Odată cu sosirea sărbătorilor, una dintre întrebările cele mai frecvente în mintea noastră este ce am putea să le oferim noi celor dragi nouă? Ce cadouri am putea să facem celor de care suntem recunoscători că îi avem în viața noastră, familiei noastre, prietenilor noștri și așa mai departe. Iar voi, deși nu ne cunoaștem personal, eu nu vă cunosc pe voi, voi nu mă cunoașteți pe mine, voi sunteți familia noastră de pe YouTube. Și ce aș putea eu să ofer fiecăruia dintre voi? Ce aș putea să ofer ca să ajungă la fiecare dintre voi? Nu doar la 1, 2, aici, colo, care poate nici nu este pe canalul acesta pentru că ar trebui să fie și poate doar este... Știți la ce mă refer? Cum aș putea să vă arăt eu recunoștința și aprecierea mea fiecăruia dintre voi în parte? Și cu aceste cuvinte în minte a luat naștere Numărătoarea inversă a Crăciunului. Este un proiect super drag mie, care sper din suflet să te ajute să aduci magia Crăciunului la tine acasă. În luna decembrie, sau o să vedem cum ne descurcăm cu timpul, poate de la final lunii noiembrie, o să creez pe acest canal videoclipuri scurte, că ultimul lucru pe care mi l-aș dori este să zdrăpesc și mai mult timp, pentru că cu toții știm cât de ocupați suntem în luna decembrie. Deja sunt mai mult decât recunoscătoare pentru tot timpul și atenția pe care mi-o acorzi. Așa că, pentru luna decembrie, o să avem videoclipuri scurte care sper eu să te ajute să intri în magia sau în spiritul Crăciunului. Videoclipurile acestea sunt menite să te ajute să te pregătești pentru Crăciun. O să avem videoclipuri cu idei de mâncare, idei de aperitive, idei de băuturi, idei de decorațiuni, idei de cum să-ți pregătești masa, idei cum să-ți aștepți musafirii, cum să faci băuturile să arate mai bine și multe, multe alte idei. Tot ce te-ai putea gândi, sunt convinsă că o să avem ceva referitor la lucrul acela la noi pe canal și abia aștept să împărtășesc toate ideile acestea cu tine și sper din suflet ca cel puțin una dintre aceste idei să te ajute sezonul acesta. Și știu că este mult prea devreme să zic Crăciun fericit, nici nu mă gândesc la asta, dar sper din suflet ca Crăciunul acesta să fie unul minunat pentru tine și pentru familia ta. Acestea fiind spuse, aș vrea să fac o mică precizare, că nu știu dacă m-am exprimat tocmai corect. De fiecare dată când vreau să vă vorbesc așa din suflet, parcă mă emoționez și nu mai știu ce trebuie să zic, dar
Aceste videoclipuri scurte vor fi în plus față de formatul meu lung. Acele videoclipuri lungi le vei găsi la mine pe canal de 2-3 ori pe săptămână pentru toată luna lui decembrie. Acum că am terminat cu introducerea aceasta lungă, zic să ne apucăm de treabă, îmi termin cafeluța și mă apuc și aduc cutiile din bucătărie în living room și o să ne uităm peste decorațiuni de Crăciun. Și ca să intrăm și mai bine în spiritul Crăciunului, ce ziceți voi să ascultăm? Niște muzică crăciunistică. Am 4 viniluri pentru Crăciun. Aveam impresia că am mai multe, nu știu. Habar n-am. Trebuie să mai cercetez situația, să zic așa. Dar acesta este unul nou pe care nu știu dacă vi l-am arătat, că l-am cumpărat prin vară. Și nu mai mi-aduc aminte dacă vi l-am arătat sau nu. Încă nu am reușit să-l ascult, că nu era vremea colindelor și cântecelor de Crăciun. Așa că m-am gândit să îl ascultăm împreună astăzi. Deși acestea nu sunt chiar colinde, sunt mai mult cântece de Crăciun. Dar ia uitați aici. I'll be home for Christmas, Lovely Christmas Call, The Secret of Christmas. Haideți că am reușit să le aduc. Că aș vrea să ne uităm puțin prin ele. Nu mai mi-aduc aminte exact tot ce am și n-aș vrea să cumpărăm aceleași lucruri. Asta e lumânarea de la Primark. Abia aștept să o încercăm împreună. Și asta e... Asta e cutia mare. Stai pentru brad. Nu știu, cred că ar trebui să vă aduc mai aproape, că nu știu dacă vedeți. Astea le-am cumpărat așa de la Primark anul acesta. E un set de solnițe, sare și piper. Să le folosim. Șervețele. Astea șosetuțele copiilor și sinceră să fiu, fetelor, eu, că în Marea Britanie este tradiția aceasta cu stockings-urile, acum nu știu, depinde de unde mă urmărești, poate tu deja știi de tradiția aceasta și poate ca și familie este una dintre tradițiile voastre de familie, dar eu în șosetuțele acestea până anul acesta puneam doar dulciuri. Poate că și nostalgia faptului că copiii mei sunt tot mai mari, Mihai are 17 ani, Miruna face 11 ani și mi se pare că timpul meu alături de ei este tot mai scurt și tot mai scurt. De anul acesta m-am gândit să introduc tradiția aceasta și anume le-am cumpărat câteva lucrușoare, odată ce vin o să le împărtășesc cu tine ca și mici cadouașe, că știu că în România tradiția aceasta nu prea e sau poate acum e, că noi suntem plecați de 10 ani. În cazul în care tradiția aceasta este îmbrățișată și de români, lasă-mi în comentarii, dar mă gândeam să le cumpăr mici jucărioare pe care o să le pun în interiorul șosetuțelor. Apoi am niște lucruri de care sunt super încântată. Am găsit la un magazin de antichități sfeșnicele acestea. Acum nu știu sigur dacă vi le-am arătat, nu mai mi-aduc aminte. Dar sunt super, super frumoase. Sunt dintr-un fel de lemn ceva, habar n-am, și asemănătoare cu acestea, o să te aduc eu mai aproape, că cred că nu vezi ce-ți arăt eu, am și coronița aceasta și cred că acestea o să fie absolut superbe, bine, nu împreună, că acestea mă gândesc să le folosesc pe masa din dining room, dar coronița la fel o să o pun în dining room. Foarte, foarte frumoasă. Coronița, în cazul în care camera nu bate atât de departe, este o coroniță vintage care simbolizează un grup de colindători. Foarte, foarte frumoasă. Cu siguranță o să o folosim undeva, nu știu exact unde, dar o să găsim noi un loc.
Un alt lucru pe care îl prețuiesc foarte mult este cartea aceasta. Oare ar trebui să vină mai aproape să-ți arăt? Cred că ar trebui să te aduc mai aproape. Ia stai o secundă. Un alt lucru pe care spuneam că îl prețuiesc foarte mult și pe care îl scot în fiecare Crăciun este cartea aceasta. Ia uite cât este de frumoasă. Este absolut superbă. Și este cu mici povestioare din perioada victoriană și cum își sărbătoreau ei Crăciunul în perioada aceea. Ia uitați ce frumoasă este ilustrația aceasta, este absolut superbă. Da, minunată. O să găsim noi un locușor și anul acesta, am folosit-o în fiecare an. Acum, astea fetelor, astea cred că o să le dau eu mai departe, că am o farfurie și două accesorii de genul acesta care erau pentru Moș Crăciun și renul lui Moș Crăciun, dar copiii mei, din păcate, da, nu vreau să spun în cazul în care ai pe cei mici pe lângă tine. Aceasta este o decorațiune nouă, nu cred că o să o folosesc în brad, mă gândeam mai mult ca și decorațiune pentru rafturi. Acestea două sunt șosetele pe care îmi place să le pun în fiecare an la șemineu. Doar două tind să pun. Ia uitați că sunt de frumoase. Sunt absolut superbe. Și anul acesta o să le folosesc. Acesta este un fel de advent calendar. Și aceasta este un pic mai simplă, dar amândouă mi se par superbe. O să le folosim și anul acesta. Cred că le am de vreo 4-5 ani, fetelor, și îmi plac. În fiecare an le folosesc. Acestea sunt pentru camera Mirunei, câteva dintre ele. Mașinuța aceasta o folosesc în fiecare an în camera lui Mihai. Că nu decorez dormitoarele, dar îmi place să pun mici accente. Un lucru pe care l-am găsit, oare anul trecut sau acum 2 ani, nu mai mi-aduc aminte, dar este scena aceasta crăciunistică, cunoașterea Domnului, este absolut superbă. Nu știu cât este de veche, dar am cumpărat-o de la un magazin de antichități. Ce este? Fecioara Maria. Ia uitați cât este de frumoasă, deci este superbă. Cu siguranță o să o folosim și pe aceasta. Asta e pentru camera Mirunei. Bannerul acesta cu Merry Christmas îl folosesc în fiecare an în camera lui Mihai. Mai avem niște reni. Aceștia am folosit anul trecut în dining room și cred că la fel o să-i folosim și anul acesta. Cu siguranță o să le găsim noi o casă. Am doi. Mai avem un advent calendar din lemn. Acum, să fiu cinstită, în ultimii ani, de când copiii au crescut, îl țin mai mult ca o decorațiune decât să-l folosim, pentru că căsuțele acestea sunt foarte, foarte mici. Dar când erau mici copii, puneam activități. Adică, bea de întâi, nu știu, mergeam să vedem luminițele în satul vecin, să zic așa, sau făceam dulciuri cu copii sau mai știu eu ce. Dar acum, de când au crescut mai mari, nu prea le folosim. Cam acestea sunt decorațiunile pe care le folosesc pentru living room, dining room și camerele copiilor. Pentru bucătărie le țin de obicei într-o altă cutie, dar în bucătărie nu prea țin să decorez. Cred că am doar niște căni și în ceea ce privește cănile, cu siguranță trebuie să ne cumpărăm o cană nouă, că nu prea stau bine. Fie mi-am pierdut o cutie, fie când am făcut declutter-ul anul trecut, m-am gândit să arunc mai mult decât era necesar. Dar da, avem nevoie de o cană, am nevoie de câteva globuri, cu siguranță. Așa că zic să mergem să vedem exact ce au de oferit aceste două magazine în care încă nu am intrat de prin septembrie, să zic așa. Sunt super, super curioasă să vedem ce găsim. Let's
go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Woo-hoo. Making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Love and so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. With you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Și după cum bine poți să-ți dai seama, este a doua zi. Din păcate, ieri nu am mai putut continua vlogul. După ce am încheiat cu voi, pe la 1:30, cât că era ceasul, m-au sunat de la școala Mirunei să merg să o iau, că ea a fost rău, a vomat, așa că am mers, am luat-o, am venit acasă, mi-a făcut și un pic de temperatură. I-am dat niște paracetamol, dar sincer să fiu, m-a dat peste cap, știți cum este când ai copii bolnavi, nu am mai avut chef să filmez. Astăzi este sâmbătă când continuăm noi vlogul, Andrei este liber și l-am lăsat acasă cu Miruna, se simte mai bine, am mâncat niște pâine prăjită de dimineață și deja se simte un pic mai bine. Iar, așa cum bine ai văzut, cred că din imaginele dinainte, am fost la cumpărături în B&M și The Range și sincer să fiu, cred că lucrurile s-au așezat mai bine așa, că eu la ora 9 deja eram în B&M și The Range și a fost foarte puțină lume, doar câțiva oameni nici acolo, am putut să filmez pentru voi în pace și liniște și fără să fiu întreruptă, să zic așa. Deși multe lucrușoare nu am cumpărat, așa cum v-am menționat în videoclipurile trecute, am pus deja câteva comenzi atât pe Timu, cât și pe Shein, cât și pe Amazon, dar am vrut neapărat să merg să cumpăr niște globuri. Acesta a fost principalul motiv pentru care am vrut să merg în aceste magazine, că m-am gândit eu să adaug și niște burgundiu la bradul meu anul acesta. Haideți să vă arăt ce am cumpărat, mă uit în jos că acolo am toate lucrușoarele, pentru că nu am cumpărat foarte multe, cum am zis, dar mi-am cumpărat o cană. Știți că vă spuneam eu în videoclipurile trecute și mă plângeam vouă că nu am foarte multe căni crăciunistice, așa că când am văzut-o pe aceasta, sincer să fiu, am văzut-o și pe Temu și mă gândeam inițial să o cumpăr de acolo, dar mi s-o port așa de fragilă, acum nici asta nu este mai ok. Dacă în cazul în care îți place și nu ești din Marea Britanie, să știi că o găsești pe Temu, nu mai știu cât este, tot așa, 2-3 lire. Eu 3 lire
3,50 lire am plătit la B&M pe ea și este o cană în formă de bra de Crăciun. Ia uitați cât este de frumoasă, este minunată. Sticla este destul de fragilă, nu este nimic impresionant, dar mi-am cumpărat una, cred că de la Pepco, pentru toamnă, tot așa dintr-o sticlă super fragilă, dar a ținut foarte bine băutura caldă, niciun fel de problemă cu ea. Așa că când am văzut-o pe aceasta, am zis tu vii acasă cu mine, abia aștept să îmi fac o băutură caldă. Apoi, mergem mai departe cu o selecție de globuri. Acum o să vă rog să mă scuzați că mă tot aplec. De la B&M am găsit globul acesta absolut superb, este din sticlă. Foarte, foarte frumos, este un verde măsliniu și are frunzele acestea aurii pe el. Mi-a plăcut extraordinar de mult culoarea. Acum sper din suflet să nu am unul exact la fel. Dacă ești cu mine de anul trecut, cu siguranță știi că noi anul trecut am făcut bradul în două culori, un cărămiziu și un vernil. Dar anul acesta m-am gândit să adaug și niște burgundiu și sper din suflet să nu mai am unul exact la fel. 3 lire a costat acesta. Mi-a plăcut mult și detaliul acesta. Este un fel de antic bras. Fierul acesta care ține globul. Da, foarte, foarte frumos. 3 lire acesta. Mergând mai departe cu două lucruri pe care le-am cumpărat din Range și anume două globuri. Am căutat foarte mult niște globuri burgundii. Nu știu ce s-a întâmplat. Sincer să fiu, de pe internet mi-am fost frică să le comand, că mi-era teamă să nu fie roșul acela aprins și să nu fie burgundiul acesta, că nu prea, camera distorsionează foarte mult culorile, la fel și pozele, nu prea poți să-ți dai seama. Și dacă cineva pune, sau, nu știu, o poză editată, să zic așa, tu nu poți să-ți dai seama exact de nuanța roșului până nu-ți ajunge. Și am zis că mai bine cu burgundiu să cumpăr din magazine. Mi-am luat globul acesta, ia uitați cât este de frumos, Doamne! Are niște detalii aurii absolut superbe. Este minunat și a costat 1,59 lire. Acum, sclipiciul acesta cam cade. Nu este de cea mai bună calitate, dar nici prețul nu este extraordinar de mare. Iar al doilea este acesta, tot așa un burgundiu foarte, foarte frumos, cu aceleași detalii aurii și acesta este din sticlă. Acestea două erau singurele burgundii care mi-au atras atenția. Mai erau câteva foarte, foarte lunguiețe. Sincer să fiu, nu știu, aș vrea să-mi fac un brad clasic. Nu să adaug niște elemente foarte, foarte moderne pe el și așa că, da, nu le-am cumpărat. Haideți să mergem mai departe cu B&M și am văzut ornamentele acestea în formă de braz de Crăciun din hârtie. Avem un bra de Crăciun verde, unul, nu știu ce culoare să zic că este aceea, un fel de roșiatic, cărămiziu ceva, și avem unul crem. Zice că primești 3 în pachet și au costat 3 lire. Acum nu știu dacă o să le folosesc așa cum sunt ele, că mă gândesc să fac un DIY pentru Crăciun și cred că cel puțin acestea mici ar putea funcționa de minune. Nu știu, o să vedem. 3 lire au costat acestea. Nu știu dacă v-am menționat prețul la globul acesta din sticlă, dar a costat tot așa 1,59 lire. Următorul lucru pe care l-am cumpărat a fost niște hârtie de împachetat. Mi-a plăcut foarte mult aceasta de inspirație nordică. Zice că 4 metri de hârtie de împachetat a costat 99 de pi. Și mă gândeam că pentru cadourile lui Mihai, aceasta o să fie super potrivită, că nu e așa foarte copilărească. În cazul în care ești nou la mine pe canal și nu știi, băiatul meu are 17 ani. Și m-am gândit că aceasta o să fie potrivită pentru el. Următorul lucru pe care l-am cumpărat a fost o decorațiune. Și deși nu mă omor eu după tema aceasta cu căsuțele de turtă dulce, aceasta mi-a plăcut foarte, foarte mult, așa din B&M cumpărată, 6 lire a costat.
Ia uitați cât este de frumoasă, luminează. Și m-am gândit că pentru bucătărie am putea să o folosim pe unul dintre rafturile din bucătărie și... Da, este super, super frumoasă. Nu este dintr-un lemn, este dintr-un fel de plastic ceva. Habar n-am, nu știu, da, nu e lemn cu siguranță. Dar arată super, super drăguț. Da, mi-a plăcut super mult. În cazul în care te interesează, majoritatea sunt cumpărate din colecția lor care se numește Peaceful Light. Și căsuța, și decorațiunile acestea, și globul sunt din aceeași colecție. Mai erau câteva micuțe, de acelea pentru, sigur ți-am arătat în magazin, de acelea pentru brad, în cazul în care ai vrea să-ți pui genul acela de decorațiune pe brad, dar mi-a plăcut asta. 6 lire, cum am zis. Ultimele două lucruri pe care vreau să vi le arăt sunt două seturi de globuri. Am cumpărat două seturi. Primul conține 6 globuri. 4 lire fiecare set. Mi s-a părut un preț super, super bun, că arată și destul de bine. Da, să încerc să scot un glob de aici. Să vă arăt. Acum n-am să mint fetelor, o să trebuiască să facem ceva cu ele, pentru că auriul acesta din partea de sus mi se pare mie că arată super chicios. Acum este pur și simplu părerea mea, nu vreau ca cineva să se simtă jignit, dar pentru ceea ce v-aș vrea să fac anul acesta pe bradul meu, nu mi se pare că auriul acesta se potrivește. Așa că am comandat nu doar pentru globurile acestea, că nici n-am știut că o să le cumpăr. Mi-am comandat de pe Amazon niște ustensile pentru a putea face câteva DIY-uri super drăguțe pentru luna lui decembrie, dar globurile în sine mi se par absolut superbe. Și cum am spus, 4 lire pentru 6 globuri umplute. Uitați că sunt de frumoase. Cu siguranță ai putea să faci tu niște DIY-uri super faine. Pur și simplu să cumperi globul, acesta este plastic, nu este sticlă, globul acela simplu și să pui în interiorul lui ce vrei tu. Într-un an, eu când copiii au fost mici, am făcut ceva de genul acesta cu pozele copiilor în interior. Dar da, acesta a fost primul set. Și al doilea set pe care l-am cumpărat este acesta și de care sunt super, super încântată. Tot așa, 6 globuri, ca și nuanțe, avem câteva nuanțe de burgundiu aici. Ia stați să încerc să le desfac. La fel, plastic, fetelor. Da? Cred că sunt din plastic. Acesta este primul model. Mi-a plăcut foarte mult culoarea roșului. Chiar dacă nu este 100% burgundiu, este un roșu destul de închis, să zic așa. Al doilea model este acesta și, sincer să fiu, acesta este motivul pentru care am cumpărat setul acesta, pentru că mi s-a părut super burgundiul acesta, iar materialul este un fel de catifia. Nu știu cât de bine prinde camera mea ca tu să poți să-ți dai seama. Acum sclipiciul acela cade, n-am să mint, doar ce l-am scos din cutie și ia uitați cât sclipici am eu pe mână, dar per total mi se pare că arată extraordinar de bine, atât ca și culoare cât și ca și mărime. Da, mi-a plăcut mult și ultimul pe care vreau să vi-l arăt este acesta. Mi se pare că arată super, super bine. Cam acestea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut în continuare. Haideți să vă arăt cu ce se ocupă Andrei, că suntem aproape gata cu bucătăria, dar o să fac eu un videoclip separat cu bucătăria, în care noi o să organizăm bucătăria. Sper să-ți dau câteva idei bune în cazul în care ai o bucătărie mică, la fel ca a mea, cum să-ți organizezi spațiul un pic mai bine. Apoi, pe finalul videoclipului, așa cum deja ți-am promis, aș vrea să fac împreună cu voi un aperitiv festiv. Dar pentru început, haideți să vedem ce face Andrei. Ce faci, soțule? O chestie care nu mai putem niciodată. am făcut multe chestii. De pe aici, mai nimic. Ai făcut foarte multe chestii, nu mai fi modest. Ceva de genul acesta arată partea aceasta a bucătăriei și... O să vă prezint eu întreaga bucătărie odată ce Andrei termină, că suntem aproape gata, așa-i? Teoretic, ar trebui să mai zugrăvim. Da? Și așa, mici.
mici chestici colo. Dar în principiu suntem gata. Sunt foarte fericită. Ești cel mai mare meseriaș. Haideți să vă arăt cum puteți pregăti un aperitiv foarte drăguț pentru masa de Crăciun. O să încercăm să recreăm un brad de Crăciun. Pentru asta o să ai nevoie de măsline. Am aici două feluri diferite. Cremă de brânză, rozmarin și o bucățică de cașcaval. O să mai ai nevoie de niște folie de prospețime și de o steluță de genul acesta. Cameramanul Andrei vorbește din spate. Și cam acesta este primul aperitiv festiv din acest sezon. Lasă-mi în comentarii părerile tale ca de fiecare dată. Haideți să-l și încercăm împreună. Îți place cum arată? Da. Vrei să-l încerci tu? Nu. Nu fi Grinch. N-ar ce să fie rău. Ca de fiecare dată, mulțumesc mult pentru vizionare. Sper că ți-a plăcut și acest clip. Dacă ești nou pe canal, nu uita să te abonezi, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa!